Mulțumesc pentru invitația de a participa la această conferință și a fost onoare pentru mine să particip pentru al doilea an consecutiv în juriul care a decis câștigătorii pentru calitatea rapoartelor de sustenabilitate ale companiilor listate pe Bursa de Valori București. Acum, ca și impresii, în primul rând, numărul companiilor care au participat. Mai multe companii decât în anul anterior, ceea ce înseamnă că acest concurs da aduce awareness pe piață cu privire la responsabilitatea companiilor față de mediul înconjurător, societate, angajați și modul cum sunt ele conduse. Doi, calitatea companiilor și mărimea companiilor. Am avut practic cele mai mari companii de energie din România participante și energia este totuși unul dintre sectoarele care intră în special pe partea de mediu înconjurător și cărui activitate poate avea impact și asupra mediului înconjurător. Am avut o companie care activează în industria metalelor neferoase. La fel, activitatea ei poate avea un impact asupra mediului înconjurător. Deci am avut companii care prin activitatea lor pot avea un impact asupra mediului, însă au ales să facă aceste rapoarte și niște rapoarte de o calitate foarte bună. De asemenea, am avut și cea mai mare bancă din România, care la fel contează modul în care sunt finanțate activitățile economice și cum sunt finanțate și practic ce se vrea atunci când se finanțează o activitate economică din perspectiva impactului asupra mediului. Deci, cum spuneam, da, a crescut awareness-ul, tot mai multe companii sunt interesate și tot mai mult vedem că tot mai multe companii și stakeholderi și investitori sunt interesați de acești factori și aș spune în special de partea de E, de environmental, având în vedere că și acum este o conferință în desfășurare la Glasgow, care probabil va seta noi standarde de mediu pentru anii care urmează. Încă o dată mulțumesc pentru invitație și a fost o onoare să particip la acest jur.